Să mănânci sănătos e scump. Da, știi ce m-a enervat, nu? A zis femeia, avem măr și ananas. Și ce a ales el? Ananas. Ăsta cred că nu e cel mai sănătos, dar... Nu înțeleg prea multe. E greu, mi-a dat greu. Zici că mănânci nimic. A durat 15 minute. Băi! Mi-am spus că cel mai sănătos lucru la ei este apa. Nu, asta nu e burger sănătos. Nu, nici pe departe. Nu am mai mâncat de ceva tip la fast food, pentru că fast food-ul de obicei are mâncare nesănătoasă, dar astăzi o să vedem dacă putem obține ceva mâncare sănătoasă la fast food-uri. Primul pe listă este renumitul McDonald's. Hai să vedem ce putem obține. Bună dimineața! Ce aveți cel mai sănătos în meniu? Felie de măr și felie de ananas. Ok, dați-mi o felie de ananas. Altceva ce mai aveți sănătos în meniu? Salate. Cu pui. Dați-mi și o salată de pui. O să fie... De iaurt. Altceva mai adăugăm? Nu, atâta. Să mănânci sănătos e scump. Da, știi ce m-a enervat, nu? A zis femeia, avem măr și ananas. Și ce a ales el? Ananas. Ah, nu-ți place ție ananas? Da, nu-mi place, nu pot să mănânc. Un pachet destul de mare, hai să parcăm și să vedem ce gust are. O să dăm o notă la preț, la ce gust are și la cât de sănătos este. Hai să vedem cum e. Și avem prima masă pe ziua de azi, o salată de la Mac plus o felie de ananas. Ananas. Cât a costat? 32 de lei. Da. Hai să vedem de 32 haide, de lei. Haide, haide. O să comparăm și cu restul fast food-urilor. Mamă. Nu știu de voi, dar mie mi se pare că arată bine salata asta. Hai să vedem și cum are gustul. Avem un sos de iaurt. Asta cred că nu e cel mai sănătos, dar... Nu prea auzeam ce zicea aia de alte sosuri, dar a zis Ioana iaurt, iaurt am luat. Hai să vedem. Hai, gustul. Șnițelul, șnițel. Are gust de șniță sau gust de... Nu, gust foarte bun. E piperat, condimentat. Sunt curios și eu cum are gustul puiul, pentru că dacă e aceeași carne de pui de la Mic Puișor, care aia de la Mic Puișor, nu e, nu? Hai să vedem și eu. Mamă, e bun rău de tot. Ia cu salată, cu ceapă, cu alea, mamă, ia că e bun rău. Bă, dar e bună. Bă, ăsta e chiar un mic dejun ca lumea. Dar cât costă ea doar salata? Cred că 25 de lei. Cum ți se pare, Andrei? Bă, mi se pare bună. Dar mai trebuia exact ce nu, ziceam. E ok, scuță, nu trebuie să pui nici prea mult. E, oricum, ba, e mai sănătos. Sos. Nu e la fel de sănătos cu atât de mult dressing ăla de iogurt. Deci, cred că am imerit-o bine, spă. Bă, și măsline. Vezi că trebuie să dai o notă la tot, inclusiv la ananasul ăla. A, bă, dar pe aia nu mănânc ananas. Salata asta, puiul ăsta, e bun ca gust. Băi, deci asta știi ce, cu ce seamănă? Deci că e un slime din ăla, deci e... A, no, poftim. Bă, a zis că e cel mai sănătos lucru. Felie de ananas, da? A, e congelat, mă. A, bă, dimineața. Mamă, cum miroase. Bă, mie îmi place. Pare rău că ție nu-ți place ananasul, dar... Da, n-ai fi putut să iei măr. Nu, pentru că ananasul e mai special. Iax! Un ananas corect, gustești tu. Nu vreau. Deci mie nu, eu nu pot să mănânc ananas. E prima dată, adică prima dată. Nu, cea, deci nu-mi place deloc ăsta. Da, e subiectiv, nu-mi place mie ananasul. Bă, mie-mi place, foarte bun ananasul ăsta. Deci ananasul ăsta chiar foarte bun. Am terminat de mâncat și acum trebuie să dăm notele, Andrei. Da, la preț. Punem de la 1 la 10, 10 fiind foarte bun ca preț. 8. La partea de gust, salata a avut gust bun, ananasul a avut gust bun. Băi, o să-i dau chiar un 9, pe bune. Și eu tot la 9 mă gândeam. Mamă, da, ok. Da. Ok, deci 9 pentru gust. La sănătos, salata asta nu e cea mai strălucită la partea de cât de sănătoasă e. Dar, pentru că na, puiul prăjit cu iaurtul, hai să zicem un 7. Ananasul ăla e congelat, hai să nu... Și ce? Tot e ananas, nu. 7, îi dăm 7 sau? Da. 7, 8 și 9. Până acum avem 8 pentru McDonald's. Să vedem la KFC ce putem mânca. Bună ziua! Ce aveți în meniu cel mai sănătos? Strips veggie sau burger veggie? Burger, dați-mi un burger veggie. Deci nu mi-a dat varianta de salată. Mi-a spus că burgerul vegetarian. Eu de la fiecare o să întreb ce avea și cel mai sănătos lucru. Aici mi-a spus că burger vegetarian sau stripsuri vegetariene. Presupun că burgerul e mai ok. Nu știu. Deci a durat vreo 6 minute până ne-a venit asta. What? Atât de mic e? Dar tu ce te așteptai? Că-ți dau un burger așa? Păi la 14.50 parcă cam așa arată. Avem două chestii. Un pipte. Păi bune, două chestii care, da, ar vrea să fie arată carne, dar e de falafel, probabil. Hai, deci sunt tare curios de gust. Gust eu primul? Da, cam e foame. Mie nu prea îmi plac chestiile neapărat vegetariane, dar unele pot fi bune. Nu înțeleg prea multe. E greu, mi-a dat greu. Deci e ciudat rău de tot, pentru că nu e rău, gen. Dar nu se simte, nu prea... Deci că mănânci nimic. Da, nu știu care e treaba cu sosul. Are un sos. Care sosul ăla, ziceți-mi voi mie, dacă nu e nesănătos. E o carne fake. Dar nu bă, nu miroase rău. Gustul nu e rău, dar nici bun. Sosul ăla mi se pare acru. Nu ți se pare acru? Deci că e ceva cu oțet, nu știu. Mă așteptam să fie mai totuși mai bunicel așa, adică e acru. Mulțumesc. Women.
Vreau să zic că mă așteptam la mai rău. La gust. Nu e așa de rău carnea asta care nu e carne. Da, dar în primul rând știi ce face chiar prost? Cred că această pâine care e o pâine nașpa la KFC, pâine dulce și care se sfărămițează așa. Hai să-l dăm note acum la KFC. Prețul 14,50 lei pentru burgerul ăsta, cum ți se pare? Având în vedere că e făcut vegetarian, deci nu are carne, deci n-ar trebui să fie scump. Cam prea scump prețul, deci nota 5. Gustul după mine e undeva la tot 5. Hai mă să negociem gustul, eu personal, hai 6. Bine, rămâne 6. Și de sănătos, pâinea aia nu e sănătoasă de la KFC, vă zic eu. Sosul ăla nu e sănătos. Hai să zicem, da, e un 7. Păi să înțeleg că avem un 6 pentru KFC, nota 6. Da. Nota 6 KFC. Haideți să vedem acum la Popeyes, că sunt curios chiar ce ori aveam sănătos la Popeyes, că acolo au o grămadă de pui. Chiar sunt curios ce au avut. Dacă tot stăm în traficul ăsta din București, voiam să povestesc despre un joc pe care mă joc eu off-camera. World of Warships este și sponsorul clipului de astăzi. Pentru cei care nu știți, World of Warships este un joc destul de mișto pe care l-am mai jucat și în trecut pe canal, care te poți juca cu nave de război, foarte realist, care te poți juca multiplayer cu prietenii. Este disponibil pe PC, pe mai multe console și am și o ofertă pentru cei care vă uitați la acest videoclip. Este o ofertă doar pentru cei care nu v-ați mai jucat, în valoare de 25 de euro, în care puteți primi 500 de dubluns, 2 milioane de credite, o navă Tier 4, 7 zile premium account și 6 puncte skill comandă. Și o altă noutate este capitanul Andrei, care vorbește limba română. Protejați-vă pupa! Pentru cei care vreți și sunteți interesați să vă jucați World of Warships și dacă vi se pare interesant, aveți un link în descriere, puteți să accesați și puteți primi oferta asta în valoare de 25 de euro. Poate în curând o să facem și un live în care ne jucăm cu abonații. Dacă vreți, spuneți-mi în comentarii și ne jucăm împreună. Acum, hai să mergem la următorul restaurant. Și uite așa, am ajuns și la Popeyes. Hai să vedem ce găsim aici. Bună ziua! Voiam să vă întreb, care este cea mai sănătoasă chestie pe care o aveți? Sandwichul cu grill, cel cu carne la cuptor. Salate sau ceva fruct? Este cu maioneză, dacă... Nu. Ați spus că aveți un ăsta la grătar, nu? Sau... Da, sandwich. Dați-mi acela care ziceți acela că e mai sănătos. Nepicant. Fără maioneză. Să fie cât mai sănătos. Am stat 2 minute aici și mi s-a zis că durează mai mult să se facă carnea, pentru că na, face acum la grătar, nu știu cum o face, dar o face sănătoasă, deci e bine. Sperăm. Cu sănătate pe ea. Sănătate, bine. Parcăm aici. A zis că vine aia să ne aducă în 6 minute. Eu cred că știu cine a câștigat. Popeyes-ul? Da. Dacă mi-e și înghețată. Bă, hai să vedem cum o fie. Hai să mâncăm sănătos fără înghețată dulce, nu știu ce. Deci cât mai healthy, nici n-am pus maioneză, nici de-astea. One eternity later. Mulțumesc. A durat cât naiba, 15 minute. Dar l-a făcut, nu? E cald? E cald. Bă, vezi că miroase bine. Miroase interesant. E prima dată când mănânc un grilled chicken sandwich fără maioneză. Hai să vedem cum e. Și ăsta, da, sandwich? Bă, da. Ăsta e mult mai mare. Dați-vă puțin, e mult mai mare. Mamă, cum miroase! Părere? Deci așa arată. Eu cred că arată cel mai bine. Bine, n-am avut decât un sandwich foarte nașpa. Hai, îmi dai să gust, că nu mai pot. Bine, hai, ia tu. Băi, e bun puiul ăsta. Bă, ăștia de la Popeyes au pui, frate. Nu prostii. Și ăsta este practic cel mai sănătos de la Popeyes. Puiul ăsta se merită. Deci, sincer, cred că când vin la Popeyes îmi iau din ăsta, doar pentru că e foarte bun puiul. Bun, s-a mâncat. A fost chiar bun ca gust. Dar avem și alte categorii, așa că începem cu prețul. Ce nu te dăm la preț? 9. Da, e un pic cam scump, dar trebuie să ne gândim că alte fast food-uri nu-ți fac la grill. Da, e bun. E ok, 2 de lei, eu aș merge către un 8. Facem 8 sau 8.50, că am zis 8.50. Hai să ne gândim la Big Mac, care un meniu e 35 de lei și nu e nimic sănătos de acolo. Lăsăm 9, dacă vrei. Hai 8.50, să fie nici ca mine, nici ca tine. 8.50, gustul 9.50, că am dat la 7 să dau 9.50. Deși a fost foarte bun, nu deși pot. Deși aș fi dat 10. Da, 9.50. Și avem acum cât de sănătos a fost. Un 8 totuși, pentru că e pui cu, care, cu pâinea aia, cu... cu... Și cu ce? Castraveții și cu salata și ce? Castraveți, salata, e bine că e ok. Față de o salată sau alte chestii mai sănătoase? Un 8.50. Și unde ajungem? La un 9. Hai să zicem așa, un mediu de 9. Deci Popeyes, nota 9. Până acum e cap de listă. Hai să vedem dacă reușește cineva un comeback și să mai avem un nota 9. Și am ajuns acum în mall, unde o să mâncăm la următorul fast food, care o să fie Burger King. Ce aveți cel mai sănătos în meniu? Apă plată. Doar apă plată? Așa ceva, nu?
foarte sigură, să evită 100%. Roșii, salată, upărul. Dar tot sandwich, nu? Tot sandwich, da. Dați-mi un upăr de la tine. Și ne-am așezat la masă. Mi-am spus că cel mai sănătos lucru la ei este apa. Pentru că în rest nu prea au chestii sănătoase. Dar a încercat să-mi dea un upăr de vită, care mi-a zis că e vită pe bune, vită controlată, mi-a spus. Așa controlată? Că, da, așa mi-a spus, vită controlată, care a costat 15 lei, adică același preț ca KFC-ul ăla vegan. Mamă, cât e! O să dea o notă destul de mică la partea de cât de sănătos e, că mamă, păi mi l-a făcut și cu sos și cu tot. Hai, îmi dai așa seama. Arată. Eu am încercat să iau cel mai sănătos lucru, dar efectiv asta mi-a oferit, altceva nu aveau. Gustul e bun, dar ăsta nu e burger sănătos. Nu, nici pe departe. Deci dați-vă cum arată. Hai că l-am luat. Hai. Și dacă mă întreb, mie nici nu e așa wow ca burger. Mie nu-mi place carnea asta. Da, nici pe mine nu mă sparge. Ba, dar KFC-ul e destul de rău. E mult pentru cât am dat, hai să zicem că e ok prețul, că e destul de mare. Carnea asta nici nu mi se pare că e făcută, vezi? E cam albă. Adică au ținut o agrățare așa la mișto. Aoleu, are ceapă și ceapă de-aia. Nu-mi place, pasarie. Cred că ne putem opri aici, tragem concluzia. Ca preț, o să dau un, pentru cât îți oferă? 8. Așa este un 8 spre 9. Nota 8 pentru preț, pentru gust? 4. Mai puțin decât la KFC? Da, pentru că acolo era ceva vegetarian, aici cu carne, mă așteptam să fie mai wow. Nu știu, 5, hai să nu dăm, să fim și noi așa, să dăm de trecere, dar 5. Deci avem 8, 5 și cât de sănătos e? 3. 3, da. Ar 3 descalificat. Mi-a plăcut oricum reacția oamenilor din acest videoclip, când le-am zis de sănătos, mai majoritatea oamenilor au început să zâmbească să râdă, pentru că sănătos la fast food-uri e cam tricky. Dar Popeyes și-a făcut treaba. Popeyes și-a făcut treaba, destul de bine. Ăsta e clar un fast food claros, de departe, nu-mi place. Ultimul loc pentru Burger King. Haideți să vedem dacă Taco Bell face un comeback. A trebuit să luăm o pauză la facultate și am făcut rost de alți doi participanți la acest vlog, care o să-și dea și părerea, practic, cum o să fie Taco Bell-ul. Cam gratis. Au zis și de mâncare gratis și acum da, hai să vedem cum e Taco Bell-ul, deci trebuie să zicem cel mai sănătos lucru de la Taco Bell. Hai să zicem. Bună ziua. Care este cel mai sănătos lucru pe care îl aveți în meniu? Aveți ceva cu orez? What is the most healthiest food from here? Yeah, the most healthiest one. The bowl? Yeah, with rice and salad. Okay. Anything what you want you can get. Some. Okay, the pro that one. Yeah, then. That one, yeah. This is the most healthier. Okay, that one. That one. Am făcut rost de mâncare. Cam așa arată. 22 de lei. O să vedem la final ce note îi dăm. Vă las pe voi să gustați prima dată că eu am gustat în episodul ăsta destul de multe ori. Hai. Păi la ce foame mi-e, la mine tot e bun. Tot vedem aici, fraților, nu sunteți pregătiți pentru așa ceva. Yeah. Pui cu cașcaval și salată. Chiar e bun. Are și orez. Mamă, vezi că e chiar bine asta. Pentru puțin. Are pui, salată, cubulețe roșii. Roșii. Ia uitați aici, fraților. Are și ceapă. Roșii. Și ceapă, nu? Da, da, da. Mamă, are multe chestii. Tu vezi că are un mil destul de bun. Mamă, dar e... Ia că vreau să-ți văd cum e ca gust. Mai da, mă, e bun. Un pic îngrijorat sau... E bun, îi place. E foarte bun. Nu-i așa? Chiar e foarte bun. Eu trebuie să mă decid dacă e mai bun decât chicken burgerul pe care l-am mâncat la Popeyes, ceea ce e greu. Până te decizi tu, nu de nou ăsta. Ia spune-ne, Cristin, cât de sănătos e tot ce e pe aici? E mai sănătos ăsta decât chicken burgerul? Clar. Bă, nu. Are cașcaval, are pui, nu știu cum e făcut puiul, dacă e făcut la grătar. Dacă e la grătar e bun și orezul e fiert, n-are să... Revenim cu note. Spuneți în comentarii dacă vreți să facem un vlog în care testăm toate lanțurile de fast food noi, pentru că sunt foarte multe care au apărut acum recent, prin București mai ales. Și dacă vreți să le încercăm, spuneți în comentarii să continuăm seria asta. Bine, dați cu butonul ăla de like dacă vreți să continuăm. Bă, deci mi-a dat greu rău de tot, chat. Mi-a dat greu rău de tot. Dar tu dai primul ca să nu te influență. Bine, mă, dau eu primul. Ca preț, 9,50, pentru că a fost mai mult și cred că este mai mult conținut decât este la chicken burger. Gust, o să-i dau un 9 pentru că parcă tot mai bun a fost puiul ăla de la Popeyes. Și după aceea ce mai rău, stai sănătosie. Exact. Ce să-i dau? Îi dau 9. Da, voi ce-i dați? La preț 22 de lei, eu cel puțin mănânc 3 de astea. Un 8,50, cam așa e la preț. E cam mult preț, nu? Ce drept, m-am săturat mai mult parcă din burgerul ăla. Au decât... pus jumătate de salată. Nu știu e cum. Actually, da, ar fi de 9 pentru că m-am săturat mai mult. Lasă-mă, asta e părerea mea. Și ca healthy, tot așa. Un nou care orez, are salată, roșii. Deci da, un nou pentru gust e bine. La preț, pentru un om normal, care probabil mănâncă mai puțin decât mâncăm noi, eu zic că e un 8, corect. La gust, 8,50, că îmi place mai mult personal Vita. Și la sănătos, clar 9, adică e, n-ai cum. Adică așa ceva îți face acasă. Deci 8,50 Taco Bell-ul și Popeyes-ul nota 9. Deci pentru prețul corect facem reclamă. Câștigător a ieșit până la urmă Popeyes cu nota 9. Așa că dacă vrei să continuăm seria asta de
mâncare, dați acolo pe butonul ăla de like, abonați-vă dacă sunteți noi, aveți aici clasamentul și vedeți care cum a câștigat. Vă pup, seara faină! Și nu uita de cadoul din descriere pentru World of Warships.